Hei, salutare oameni frumoși! Astăzi este ziua alegerilor prezidențiale aici în Senegal și nu voi merge departe de casă, voi merge la plajă. Uitați-vă oceanul acolo. Merg la plajă singur, Ștefan e cam obosit. Merg singur să descoper plajele din Africa. M-am oprit aici la o plajă privată. Arată foarte bine. Ceva de vis. Este îngrădită, nu poate să intre nimeni, persoane străine. Și stau la o terasă, am cerut un meniu, prețurile sunt extraordinar de mari. Dar fiind ora aproape 11, am zis să iau și o omletă și să văd, poate rămân aici la plajă sau merg mai departe. Mai sus erau două persoane, două fete din Italia, lucrau acolo, poate voi merge acolo. Vorbeau bine engleză, aici nu vorbesc engleză, chelnerii de aici. Arată foarte bine ce mi-au adus, omleta asta, niște cartofi cu un suc natural. Să vedem cât va costa. Uitați prețurile, 12.000 de franci, asta înseamnă 17-18 euro. Foarte mult. Cred că este cea mai scumpă omletă care am mâncat-o eu vreodată, cu ciubuc, cu tot. 20 de euro este ceva pentru mine exorbitant. Păi, ouăle nu sunt aduse de undeva, sunt locale, n-ai cum să ceri atâția bani pe niște ouă. Nu sunteți de acord cu mine? Merg să caut ceva mai pe buget, că acolo dacă mai mănânc ceva îmi vând vreun rinichi. Am venit la altă plajă aici, la alt bar. Prețuri mai acceptabile. Aici mi-am luat doar un espresso, unde sunt fetele din Italia. Prețuri mai acceptabile. Aici au un club pentru surf. Am băut un espresso, 1000 de franci. Vă reamintesc, un franc, 655 de franci. Nu-i rău. Prețuri mult mai bune, deci aici voi veni. Am întrebat cum vor lucra. Au deschis mai puțin lunea, au închis, au weekend, pentru ei weekend lunea, de la 10-11 până seara la 9. Deci aici îmi voi face veacul cât Ștefan va fi ocupat, că n-am, fără cineva să merg prin oraș e cam complicat, pentru că eu nu știu o boabă de franceză și nu numai, dar ei mulți nu vorbesc nici franceză, nici engleză, nimic, doar limba lor, Olaf sau cum îi spune. Și e foarte greu să te înțelegi cu cineva. Dacă nu ai mașina personală, este foarte greu. Sau motocicletă, ceva, nu știu. Dar să iei un taxi, cred că este imposibil. Tocmai din această cauză este și mai scump acolo. Ați văzut cum arăta terasa acel restaurant și cum arată aici o altfel de plajă, mult mai ieftină. Vedeți? Niște colibe, niște... Da. Dacă ai bani, poți să trăiești mult mai bine. Aici mirosul este de neimaginat. Da, deci obrazul subțire cu bani mult se ține. Trebuie să plătim.
Dar găsesc eu o altă modalitate cumva. La italieni acolo era binișor. Nu știu cât este de proaspăt, că nu prea aveau clienți, nu prea am văzut. Dar vorbesc cu ei că cred că italienii ar trebui să fie mai corecți, să-mi spună dacă sunt proaspete sau nu. Merg spre casă, la Ștefan. Am înțeles că este gata, m-a sunat să ne vedem. Să vedem pe unde o merge prin oraș. Mai avem de cumpărat câte ceva pentru copiii din Africa, din acele donații. În sfârșit l-am prins pe Ștefan. Mergem un pic cu ceva treabă prin oraș. Și mergem să mâncăm o clătită bună. Și Ștefan se plângea că s-a îngrășat, dar el mă invită să mâncăm clătite. Da, mă, clătite s-au obișnuit, s-au obișnuit să mănânce. Unde mergem, Ștefan? La junglă sau? Nu, no la fly. No fly? Asta nu, e... E altceva, da? E afară e vopsigardul și înăuntru leopardul. Uh-huh. Adică calitatea mâncării nu. Aici m-a adus Ștefan, un loc foarte frumos. Dar nu am cum să fac baie aici. Păi a scăzut apa, e fluxul jos. O fi avut cineva nevoie de apă? E fluxul jos, mă, când vine. Când peste 3 ore o să fie apa până aici. Păi mai așteptăm aici 3 ore. Îmi place. Ca la noi la Vama Veche, da? Da, cam așa. Aș încerca să stau și sus. Cum era melodia, cine trece în Valea Seacă, nu? Nu în Vama Veche. Uime! Ia să vedem ce prețuri au aici. Ca de obicei scump. Berem. Am luat și noi câte o bere aici pe plaja sărmului african. Hai să mai trăim. Hai să mai trăim. Ne-a adus ceva gen clătite. Galete, una, se numesc. Galete. Ceva, una cu pizza, una cu șuncă, nu știu cu ce. Și le șeruim. Ca să încercăm și de-aia și de-aia. Stai să avem poftă. Uitați cum vând copiii mango, alune și banane. Astea-s mango alea care zbulci. Intrăm cum ar fi la noi Ferentariu, cred, da? Sau nu e? Ceva mai rău ca Ferentari. Da? Dar nu e așa violent. E multă sărăcie, mă, nu e. Dar ăștia nu-s violenți. Nu-s violenți, dar te pot deposeda de bunuri, nu? Nu cred că se întâmplă. Nu? Bine, ăștia hoți de buzunare, știi că n-as peste tot. Dar uite, te-am băgat să vezi pe aici. Acum stai să vezi până o mișii de aici. Să opresc camera, că nu omoară și pe aici. Uite și palbul ăsta rătăcit. Da, n-am văzut. Unul de la vârstă, săracu. Hai, nenea, hai. Dă-i, unde te duci aici? Cu X6-le.
Bine, astea pe aici sunt, chiar dacă e mai și mai nou, din cauza lipsei de mentenanță cum trebuie, sunt pom de Crăciun toate în bord. Da, am văzut. ABS, SP, tot, check engine, tot o a prins. Nu contează, galben, roșu, e tot a prins. Aici e un fel de, pe bune, genul ăla ghetou, dacă vrei. Cum ar fi la noi, zețari, astea, da? Da, e... Uite, un alt alb rătăci, da. Ceva arab, ceva. Da. Ăștia sunt rari pe aici. Ia uite. Motocicletă. De la înălțimea dânsului n-a... A, vorbește la telefon, mă, de aia n-a văzut. A, aici e sport național vorbitul la telefon și condus. Am văzut. Dar și în Turcia, taximetriște, știi cum era? Ma, ia uite, la costum. Da. Uite, butărie. Bulangerie, da. Dar ce coadă am văzut spre seara când se termină Ramadanul la... Păi, că dorm pe ei, da. Și nu se duc să-și cumpere. Și se trezesc că e 7 fără 10, 6 da. Jumate, 7 și fără 1 sfert. Și să face foame. Nu, știe că la 7 și ceva trebuie să dea de mâncare. Și atunci se trezesc tot să ducă la zi, la bulangerii. Uh-huh. Și să face coada aia de are 50 de metri. Asta e un mausoleu și moschee în același timp. Da, chiar pe plajă. Cine a murit n-aș putea să spun acolo. Nu știu pe cine au ei îngropați acolo. Păi, jandarm cu șe, ca să zic așa. Altul. Uite, să vinde mobile aici, uite, paturi. Da, da. E un tâmplar aici. Chiar ăsta muncește, săracul, foarte mult. Și face... face mobile de dormitor, am văzut, e specializat pe dormitoare. Fructe. Avem mult? Vreo 5 minute. Ne apropiem de casă. Uite aici. Asta nu mai e polițismul ăsta, ăsta e un general divizie, de la divizie. Un general de divizie de la care am mâncat mult. Ne referam la polițiști culcați. Ia uite, vinde măcelărie acolo. Probabil, da. Da. Dar știi, ai observat o chestie și vorba aia, că 15 ani aici. Ai observat în țările astea. Băi, nu știu cum sunt făcute, adică ce gen au găinile alea sau nu știu ce se întâmplă. Nu se strică ouăle și ai văzut că stau afară. Și e, adică nu se schimbă situația dacă sunt 35 sau 40 de grade, tot afară stau, știi? Uh-huh. Bă, nu se strică. Bine, probabil le vând mai repede, nu așa de mult. Băi, cel puțin o zi stau pe acolo. Asta nu se strică într-o zi. Ouăle, nu se strică. Ia uite, aici au mai făcut un jandarm, dar e atât de mare că mașina asta nici nu poate să treacă. În Rusia la fel, să vând ouăle. Vara, în căldură, în găleți le vând oamenii pe marginea drumului. Nu știu, că știi că la noi în România era cu reguli, cu păi izotermă. În România să trebuie în izotermă, să ai frigider special pentru ouă. Da. Dacă ai restaurant, ouăle să le ții în frigider special. Ia uite asta. Cu geacă de piele. Nu, ăștia sunt altă nație, se numesc, cum ne mai zice la ăștia, nu știu, sunt o nație de asta care nu muncesc, nu se roagă, uh-huh. Și doar cerșesc. Uh-huh. Baifal, așa zic, baifal. Ăștia nu, n-ar munci, neam. Și zic că sunt... Baifali, ăștia zic că sunt musulmani.
Și când sună la moschie, vezi că nu se duce să, să roage la moschie. Ah, ok. Și le întreb, bă, da, sună moschia, vă cheamă la rugăciune. No, noi n-avem nevoie, noi by fall, noi să roagă, să roagă imamul pentru noi, n-avem nevoie să ne rugăm. Aha. N-ai văzut. Cea mai leneșă etnie de aici, de imamul e cum e la noi preotul, preotul, da? Cea mai leneșă etnie pe care am văzut-o aici sunt by fall. A, uite, de aici am cumpărat noi puiul ăla în seara aia. Da. De aici, de la cafenea asta, uitați ce cafenea. Ce cafenea? Aici, uitați, de aici, da, de aici. Păi nu, că au și măsuțe înăuntru, uitați. De la cafenea asta am mâncat, n-am avut nicio treabă, nu vă gândiți că ne-am îmbolnăvit. Păi la cât a stat puiul ăla pe cuptor? Da. Cam greu să mai rămână ceva viu până el. Gata, am ajuns și noi acasă, a fost o zi nu încărcată, mai mult de odihnă. Am fost ba la plajă, ba să mâncăm ceva, ba să cumpăr câte ceva cadouri pentru acasă. Mă bucur că ați urmărit acest videoclip până la final, sper că v-a plăcut. Vă pupăm, Doamne ajută!